Bună ziua și bine ați venit în pepinierele Fundule. Numele meu este Achim Gabriel, de specialitate inginer agronom. Astăzi mi-am propus să vă arăt mai exact cum se leagă murul. Avem aici lăstarii de mur din anul 2, care pe parcursul anului cresc undeva la o înălțime de 2,5 metri, poate aproximativ 3 metri înălțime. Aceștia, în primă fază, trebuie legați odată primăvara, lăstarul care anul trecut nu a drajonat și va fructifica anul acesta și legat în primăvară, însă de reținut pe perioada anului, lăstarii care vor fructifica anul următor, după cum am spus și mai devreme, vor depăși 3 metri și vă vor incomoda la cules pe rând. Aceștia trebuie legați undeva la aproximativ 3 săptămâni de zile, legați de sârme, pentru a nu vă incomoda. Aceștia se leagă cu niște gume, se găsesc în comerț, foarte ușor de manevrat, pentru a aranja rândul, foarte important pentru a nu rupe acești lăstari, pentru că aceștia la anul vor fructifica. După cum observați, lăstarii care depășesc 2,5 metri, de recomandat ar fi să se taie vârful, de undeva de aici, pentru că important pentru noi, pentru anul ce va veni, și să nu fructifice mai mult de 1,80-2 metri. Deci ce depășește 2 metri, de recomandat să se scurteze. Da? Se scurtează la ultima sârmă, ea va ieși din vegetație la toamnă, în toamnă se va lega la ultima sârmă, exact ca, după cum observați, butașul precedent de anul trecut se termină aici. Da? Deci cel scurtat a fost scurtat la înălțimea aceasta. Cum este acesta, așa ar trebui să arate și lăstarul acesta la anul. Cam atât din pepinierele Fundulea. Vă mulțumesc!